bucură, că la bucură. De CSEA Steaua București. A scris jucătorul numărul 21 Dimitri Pugacev, asistat de jucătorul numărul 15 Chicea Leoni, minutul 0 și 21 de secunde. Degajare interzisă.
degajare interzisă. Penalizarea acestea stea București, cu jucătorul cu 23 de ani înfărit, penalizat 2 minute de construcție, 1, 5 și 4 secunde.
mutat în toată aia. Degajare interzisă.
Degajare interzisă. Tiros, cum se vede? Nu? Tiros, cum e fiind? În roața? Thank you.
la fiecare meci la care am fost. E prima repriză la meci. Dacă vedeai și Robert aia tot sus, că v-a scăpat cu gura acolo. Da, a doua pauză o țeamă foarte. Trebuie ca Mircea, nu? Da. Gol marcat de CSEA Steaua București. A scris jucătorul numărul 68, Mircea Constantin, asistat de jucătorul numărul 15, Chicea Leoni, și de jucătorul numărul 12, Oleschi Anișevski, minutul 16 și 58 de secunde. Trepie și stai pe ea. Ia fusta aia de la trepie, nu mai stă pe ea. Ca bărbați, cam așa.
ajutatori, altă mobilizare. Final de primă repriză, CSEA Steaua București, Plovin Gheorghen, 2-0. În minutul 20, penalizare la CSEA Steaua București, jucătorul pentru 14, Andraș Constantin, penalizat 2 minute pentru agățare. Gol marcat de Plovin Gheorghen, a scris jucătorul cu numărul 77 Nikita Musenko, asistat de jucătorul cu numărul 3 Arta Toga, 21 și 5 secunde. CSEA Steaua București face formația.
Nu! De ce? Era în pușcăria! Era în pușcăria! N-am văzut că era în pușcăria! Pentru că l-a atacat corp la corp! L-a atacat corp la corp! E mare prostul! Băi, nu ești mare! Penalizare la Codim Gheorghe, jucătorul 55, Vladimir Alexiu, penalizat 2000 de izbire de mantinele.
CSEA Steaua București. A scris jucătorul 17, Afanasov Serghei. A setat de jucătorul 12, Olesi Iarușevski, cu 25-39 de secunde. Degajarea interzisă. Penalizare la CSEA Steaua București, jucătorul 68, Mircea Constantin, penalizat pe ordine de agățare, 26 și 24 secunde. Prodigiu, când urmează informația completă. Aici, Roman!
Bine, că... Gol marcat de Plugin Piorghen. A înscris jucătorul numărul 16, Sara Tibor, asistat de jucătorul numărul 3, Gova Atila, de 28 și 40 de secunde. Ce se astea și ați informația completă.
atacat crosul adversarului de 34-7 secunde. Degajare interzisă.
când e găurită asta.
tu a fost aici? La asta cu la lovitură, la lovitură, cu rog, la ce fel? S-a fost plecat, era pe tine. Și nu pe era lovitură. Ce era pe tine? Dar cred că-i dau loc. Ultimul de revizia a doua. Degajarea interzisă.
Derajarea interzisă. Thank you.
Degajarea interzisă. Minutul 48 de secunde, penalizare la Colin Gheorghe, jucătorul numărul 14, Dara Disceaba, a penalizat 2+2 minute pentru joc, nu s-a ridicat.
penalizare la CSEA Steaua București, jucătorul numărul 10, Cătălin Bertilă, penalizat 2 minute într-o piedică, minute 51 și 0 secunde. Degajarea interzisă. Nu mai e noștri. Dar știu tot ce fie. Ăla era fi fata oată, că nu-i dat câte ori. Doamne, că tine mă care le-i facă. Ambele echipe mai dă formație completă. Ce ți-am zis? Păi au stat 4 minute, dar am stat și noi. Am avut și noi pe Bergiro. Păi da. Ei au avut 4 minute și noi am avut 2 pe Bergiro, când mai era exact 2 minute. Deci acum s-a ajutat 4 minute. Da? 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 Da?
Degajare interzisă. Degajare interzisă. Nu s-au gândit că se pierde meciul ăsta. Nu, foarte. Ei, nu s-au gândit că se pierde meciul ăsta. Nu mă îngândesc. Nici tu, nu? Bă, nu. Ai gândit că câștigăm? Nu, 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 nu
gândit să scriu la ziua mea. La care ziua? În ziua la mea. Nu găsesc eu la mea. Sport Club Mircea Ciocă. Nu e chiar plăcut în continuare. La revedere!